Este final de vacanță și pentru zecile de mii de români care au petrecut mini-vacanța de Rusalii la înălțime. Hotelurile și pensiunile s-au golit treptat, iar turiștii au pornit spre case. Și pentru ca drumul să nu mai pară atât de greu, au profitat de vacanță până în ultimul moment. Unii au încins grătarele în aer liber, alții s-au răcorit la piștină. Colegii noștri de la Brașov TV au luat pulsul distracției și ne arată cum s-au distrat românii în ultima zi de mini-vacanță. Turiștii nu s-au dat duși cu una, cu două din vacanță. În ultima zi liberă, petrecăreții au încins grătarele la iarbă verde și s-au cinstit înainte să pornească la drum. Să fim în natură, să fim frumos, că e timpul frumos, apă, grătărel. Am văzut că dumneavoastră l-ați pregătit, nu? Eu l-am pregătit și mai departe băiatul pregătește cărnica pentru grătar. Am prins o zi liberă, adică liberă numai o zi, că am prins și ieri și alaltă ieri și am prins zile libere și... Hai să profităm de ziua asta, de mâine începem iară munca, nu? Muncim și profităm acum de ocazie cu nepoții, cu copii. Vă spun sincer că am venit dimineața la 7:30. La 7:30 și erau deja ocupate mese. Micii și cârnații au fost vedetele zilei pentru turiștii care au vrut să profite de vremea frumoasă până pe ultima 100 de metri. Am făcut un cârnaț de casă, vreți să vă gustați, vă dau un pic în secundă. Nu, vă dau un pic, nicio problemă. Cârnaț de casă, e o flecă bună, deci totul e pregătit. Un pic de carne de pui, de miel și cam atât. Am văzut că sunteți bucătarul șef, vreau să pregătiți tot, nu? Cam așa, da. Cam așa se întâmplă. Ce faceți acum? Le feliați și le pregătiți pentru să le faceți etapă? Da, le feliem, după le condimentăm. Minunată atmosfera din jurul nostru și ne-am pregătit cu de tete, respectiv mici, pui, fleci și zarzavat. Pentru cei care au luat ceva în greutate după mini-vacanța de Rusalii, piscinele în aer liber au fost astăzi prilejul excelent pentru a face mișcare și pentru a profita de razele soarelui. Distracția încă este la ea acasă în orașul de la Poalele Tâmpei. Sute de turiști au ales încă de la primele ore ale dimineții să-și petreacă timpul la piscinele din oraș. De ce ați ales piscina? Totuși a venit vara și vreau să mă bronzez, adică vrem. Foarte bine. Apa caldă, frumos. Totul e ok. Am fost ieri, ne-a prins pe drum. Am fost la Bran și ne-am oprit la Brașov. De unde sunteți? Bănen de Munte. Cum vi se pare la Brașov? Foarte frumos. Foarte bine, e cald, atmosferă, muzică. Mulțimea de prin stațiuni s-a mutat pe șosele încă de seara trecută, așa că astăzi turiștii n-au stat prea mult în trafic. 65.000 de români au petrecut mini-vacanța de Rusalii la înălțime, iar mai mult de jumătate dintre ei s-au cazat la pensiuni. Petrecăreții au lăsat însă în stațiuni montane peste 3,5 milioane de euro.